Da, bună dimineața, mulțumesc domnule președinte. Declarația politică este intitulată Ministrul Educației trebuie să explice de ce România a arătat toate țintele din strategia 2020 pe educație. În timp ce PSD nu pridește să facă promisiuni electorale în această perioadă, care de care mai ambițioase, în practică lucrurile stau foarte grav dacă ne uităm la realizările din acest mandat. Și este de ajuns să punem lupa pe domeniul educației ca să vedem dezastru din spatele guvernării PSD. De ce spun acest lucru? Ei bine, la începutul acestei luni au venit datele de la Uniunea Europeană potrivit cărora România arăta toate țintele asumate în strategia Europa 2020 la capitolul educației. Vorbim de trei măsuri obligatorii cu o serie de prevederi de bun simț. Pentru un stat european, reducerea ratei abandonului școlar la 11,3%, creșterea procentului persoanelor cu studii superioare pentru categoria de vârstă 30-34 de ani și creșterea procentului din PIB alocat cercetării la 2%. Nu doar că nu am reușit să atingem aceste ținte, ci chiar am stagnat sau regresat. Cum arată educația din România pe cifre? Suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană, în ceea ce privește abandonul școlar, rata fiind de 18%. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de persoane cu vârstă cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii superioare, cu un procent de 27% față de media europeană de 40%. Iar dacă ne referim la cea de-a treia dintre măsurile asumate de România, așa nume procentul din PIB alocat cercetării, surpriză! Am căzut o poziție și anul acesta am revenit pe ultimul loc în Uniunea Europeană cu doar 0,5% din PIB alocat acestui sector. Deja nu mai este rușinos, este revoltător. Cum credeți că explică doamna Ecaterina Andronescu aceste cifre? Prin declarația iuritoare, cum sunt cele prin care neagă abandonul școlar și spune că cifrele sunt așa de mari pentru că nu sunt numărați și cei plecați în străinătate. Ministerul Educației trebuie să explice public acest eșec. Doamna Ecaterina Andronescu nu are nicio scuză pentru că se află la al patrulea mandat în acest minister. Știm că e ocupată să implementeze pe repede înainte, așa zisele reforme peste reforme, pentru că se apropie sfârșitul de mandat și nu a făcut nimic pentru educație, dar o rugăm să coboare puțin din turnul de fildeș și să ne explice situația. Măcar atât merită elevii, dascălii și părinții din România. Vă mulțumesc, deputat de Neamț, Laurențiu Dan Leoreană.